Polițistule pe aici, cu treabă? Nu, nu cu treabă, și eu de revelion. Mă uit așa prin sală, ce de barosani penal petrec aici. Păi normal, nu suntem noi țara cu cel mai mare jmen pe cap de locuitor. Auzi, dar ăla din capul mesei nu e marele asasin, Genică Springaru? Care mă? Ăla, marele electronist de bancomate care le sparge și le cară cu cârca. Am auzit că le sparge cu târnăcopul și le depozitează în gârlă. Ăla e, nu? Da. Auzi, dar să știi că e un tip blând, da? Blajin, da. La moartea soției lui s-a îmbătat clampă de durere. Da? De durere, că în timp ce o ciopârțea pe nevastă s-a și-a tăiat și vreo două degete și doare al naibii, dai seama. Mama, parcă am citit ceva prin ziare și am auzit că a fost arestat aproape jumătate de zi. Ha, ce, aproape o zi întreagă. Performanță, sigur că da. Auzi, eu odată am stat și de vorbă la telefon. E, na și? Sigur, păi pot să-l sun când vreau, că acum cu reglementările astea, parlamentarii au dat voie să ascultăm, au dat crime, violuri, dar într-o manieră elegantă. Am auzit și eu reglementările alea, că nu mai ai voie să faci percheziții, să asculți telefoane doar cu acordul banditului, da, nu? Da, cu acordul banditului, ai voie. Auzi, dar o să-mi povestești și mie ce o să vorbești cu el? Sigur te că rog, da. Că sunt în pauză de masă între sarmale și friptură și sunt tare curioasă. Bine, eu îți povestesc, dar nu le dai pe surse cumva. Parol, ai încredere în mine. Bine. Hai că nu mai pot. Ia. Răspunde. Alo? Casa Criminal Springaru? Cine întreabă? Sunt eu, Chișcă Duru, inspector de la poliție. Să trăiți. Da, bă, Springaru. Și ce poftește Pipo, tata fraiere? Mă scuzați, vreau să vă întreb dacă s-ar putea să vă facem și noi o mică percheziție. Dar așa, în principiu, nu? Aha. Să căutați ce? Păi să căutăm și noi, știu eu, poate fierăstrău cu care ați ciopărțit-o pe doamna Belodia. Sau mici probe de-astea, cum ar fi pete de sânge, vreun chebotoc de păr, chestii de-astea de ale noastre. Și cum vreți voi să faceți deranjul ăsta, fraiere? Mă scuzați, păi după sărbători, după așa, într-o vineri, dacă se poate. Vineri? Vineri, da. No, vinerea nu se poate, fraiere, e zi de marfă. Cum? Vine Coca și cu Ina. Coca? Două fete mici care nu mai vor să fie fete mari. Vezi, bă, că ești fazan. Se pronunță legat, înțelegi? E un transport de sărbători ca să ajungă pentru toată lumea, pentru tot ferentariul, pentru împrejurim. Coca și cu Ina. E două într-una, înțelegi? Două, da. Gata, m-am prins, Coca, să trăiți. Auziți? Și cam când ar trebui să vină marfa asta? Nu știu, trebuie să-l sun pe Baiazid, omul meu din Dardanele. Dardanele? Auziți, dar cam ce numere de telefon folosiți? Dacă se poate așa, dacă îmi permiteți. 6 din 49. Dar de ce te interesează tablagiurile? Păi mă gândeam așa, dacă, dar numai și numai cu permisiunea dumneavoastră, dacă îmi permiteți să interceptez și eu o convorbire din asta telefonică cu Baiazid ăsta. Da, bă, îți permit, da? Dar numai cu preaviz. Cu preaviz, sigur. Și când vrea mușchii mei, după lege. Da. Fraiere, te-ai prins? Mă scuzați, gata, știți, dacă se poate și nu deranjez foarte tare, îmi dați și mie un SMS? Băi, nici dacă ai fi Lazarus Zeus Life, mă, nu ți-aș da eu SMS. Nu? Bine, atunci, gata, o ultimă întrebare și gata, ați scăpat de mine, vă rog să mă iertați. Știți, gura lumii, slobodă, spune că... Ce? Ați cumpărat de curând dumneavoastră o cantitate mare de Semtex pentru o bombă mai viguroasă, așa? Ai sector. Mă scuzați, am înțeles. Atunci, eu știu, când să vă mai sun? Știu și eu. Când vrei tu, fraiere, Caltaboș, la mulți ani. După explozie? După explozie, dacă o să o auzi, mă. Foarte bună, sunteți foarte simpatic. Dar știți, nu sunt Caltaboș, sunt Chișcă, Duru. Mă rog, Chișcă, Jumări, Cărnați, Tobă și cum vă mai cheamă pe voi ăștia, fraiere. Să trăiți! Să trăiți și la mulți ani! Noroc!
Ce tâmpit. Ce-a zis? Ce-a zis? A zis că, it was a misunderstanding. Lasă că-ți traduce ciocanul.